În Baia Mare, persoanele cu studii superioare au avut această dată mai multe opțiuni, numai bune de luat în calcul. Agenții economici au căutat ingineri, stomatologi, profesori și programatori. Oferta a fost diversă și pentru cei cu studii medii, în domeniul confecțiilor, tâmplăriei și al serviciilor, însă puțini au bătut palma pe loc cu angajatorii. Sigur că da. De cât timp? Nu are să vă spun. De multe. Și n-ați reușit să vă găsiți nicicum până acum? Niciodată. Vă sunăm. Vă sunăm noi, vă sunăm noi, numai că sunetul ăla nu mai bine. Câți ani aveți? 58. E greu să vă găsiți un loc de muncă la vârsta asta? Foarte. După vârsta mea. Dar în ce domeniu? Lucram ca copii. Sunteți șomer? Da. De cât timp nu aveți loc de muncă? Uite, vă uitim 4. În ceea ce privește tinerii, mulți spun că iau în calcul o carieră militară care să le asigure stabilitate. Niciodată nu m-am gândit la asta, dar o să o trec pe opțiunile mele, pentru că sunt clasa 11 și trebuie să mă gândesc pe viitor ce ar trebui să fac și o să pun și asta în calcul. În Maramureș, bursa s-a organizat atât în Baia Mare cât și în Sighetul Marmației. Aproape 400 de angajatori și-au căutat forță de muncă. Observăm o deschidere a pieței forței de muncă în județul nostru spre marketing și publicitate, ceea ce este un lucru foarte bun, având în vedere faptul că nu prea am avut o foarte mare prezență la burse pentru aceste locuri de muncă. Maramureșul are în prezent puțin peste 7.000 de șomeri, aproape jumătate fiind femei. Și arădenii prezenți în această dimineață au fost numeroși. Chiar dacă oferta este foarte bogată, sunt mai puțin doritori să ocupe aceste locuri de muncă. În mare majoritate ele sunt la companiile multinaționale care oferă multe locuri de muncă, dar pentru persoane mai puțin calificate sau necalificate, ceea ce nu mai prea este specific pentru zona noastră de activitate, oamenii mai au variante și atunci asigur că aceste locuri de muncă sunt mai greu de ocupat. Au fost prezenți aproximativ 30 de agenții mari care s-au prezentat la bursă, în timp ce la nivelul județului Arad sunt disponibile 1100 de locuri de muncă. Suntem o casă de amanet, avem peste 120 de locații în toată țara, în Arad 11 agenții și căutăm pe postul de amanetar. Am venit cu posturi de consultant vânzări, lucrător comercial, referent informații clienți și casier. Căutăm confecționeri lenjerie intimă, precum și mecanici de mașini de cusut. Mulți dintre cei care au pornit spre angajare în această dimineață au fost indeciși, acesta fiind chiar una dintre cauzele principale ale ratei crescute de șomaj în Arad. Fie că sunt muncitori necalificați sau cu studii superioare, prea puțini au știut ce își doresc să facă în viitor. Eu inspectez, lucrez, am loc de muncă, numai vreau să văd și eu ce se oferă. Vă rog, ce loc de muncă v-ar interesa? Depinde ce locuri ar fi aici. V-ați orientat spre un anumit domeniu? Nu. Am venit să văd. În ce domeniu? Economie. V-ați gândit la ceva anume? Chiar nu. AJFM încearcă să organizeze câte o bursă a locurilor de muncă frecvent pentru a le oferi celor în cauză posibilitatea de a se angaja pe loc sau de a alege între diverse domenii. În consecință, ne alăturăm celor din întreaga țară cu dorința ca și la noi la Arad să se întâmple cât mai multe pe piața muncii, să fie un dinamism mai mare. Noi încercăm să facem formări profesionale, că anul ăsta n-am avut niciodată așa de multe. Am început foarte bine anul ăsta, avem foarte multe formări profesionale, dar multe dintre aceste formări se traduc mai târziu în plecarea oamenilor în diferite alte zone din țară sau chiar din străinătate, pentru că acolo locurile de muncă sunt mai cerute decât la noi. Următoarea bursă organizată de AJFM Arad va avea loc luna viitoare.